Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara are valoare. În această seară, invitatul nostru este domnul Daniel Bogdan, coregraf și coordonator la ansamblul folcloric Șoimușiana, din Șoimuș, bineînțeles. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, bună seara vă spun și eu! Ne bucurăm să vă avem alături de noi după ce am încercat de mai multe ori și de câteva luni tot încerc să vă aduc aici în studio, dar este foarte bine și momentul e foarte potrivit pentru că între timp dumneavoastră ați mai strâns în tolba ansamblului, să zicem așa, niște premii și chiar acesta a fost imboldul de a vă invita aici și a fost motivul pentru care v-am invitat, faptul că faceți performanță acolo la Șoimuș, ceea ce este minunat. Mulțumim pentru invitație. Și ne bucurăm să ne aflăm la dumneavoastră emisiune. Și da, într-adevăr, acest an a fost un an foarte bun pentru ansamblul Șoimușiana. Am participat la diverse festivaluri, spectacole, concursuri și chiar suntem mândri de la ultimul concurs de la Iași. Am venit cu trofeul Festivalul la secțiunea de dansuri. Acolo au fost peste 25 de ansambluri pe diverse categorii de vârstă. Și la categoria noastră de vârstă am reușit de-am luat trofeul Festivalul Național de Dansuri. Faceți o treabă foarte bună acolo și cu atât mai admirabil, să spunem, pentru că dumneavoastră nu sunteți, de fapt, dansator profesionist, doar amator, cel puțin în ce privește actele, să spunem așa. Sunteți de profesie sau formarea dumneavoastră profesională este în zona economiei, nu a dansurilor. Da. Sunteți economist și am să le spun telespectatorilor că lucrați în cadrul primăriei de la Șoimuș ca șef birou taxe, impozite și executări silite. Dar nu veți executa astăzi pe nimeni aici, nu. Executați doar dansuri, da, spre încântarea celor care vă privesc și ăsta este un lucru minunat și povesteam un pic înainte să înceapă emisiunea și ne-a spus că în total aveți peste 60 de copii și tineri, da, de care vă ocupați. Da. E treabă serioasă, nu glumă? Serioasă, deci dacă vrei să ai continuitate, deci trebuie să ai și grupă începătoare, unde să formezi, să pregătești, fiindcă numai așa poți să ai continuitate și să mergi înainte cu ansamblu, crescându-ți și formându-ți pepiniera proprie și schimburile de generații trebuie asigurate, să aibă viitor. Pentru că unul dintre neajunsurile cu care vă confruntați este faptul că îi formați pe acești tineri, ajung la 18 ani, se orientează către o facultate, mulți dintre ei spre universitate și atunci evident că sunt, da, nevoiți să plece din Șoimuș, din Deva, din zonă și, da, în felul ăsta ansamblul are de pierdut. Are, normal că un tânăr de la 18 ani în sus este format și poți să obțin performanțe mari și lăudabile. Dar, din păcate, asta este și ne-a dat în situație. Nu avem ce să facem. Trebuie să asigure viitorul. Deci... Sigur. Mereu trebuie să vă ocupați de generațiile noi care, da, vin din urmă, da, și să aduceți forțe proaspete. Mă gândesc că foarte mult seamănă munca dumneavoastră cu munca unui profesor până la urmă. Da, da, că de fapt e o pedagogie. Pedagogie, și... sunteți un dascăl. Eu, sincer, nu am avut tangență și nu am îmbrățat această meserie de pedagog. Și nu dar asta... ați ajuns. Dar... am ajuns, că adevărul că viața rezervă foarte multe surprize și drumurile merg pe anumite făgașuri care nu te gândeai cândva că vei ajunge să faci. Eu, sincer, nu mă vedeam în fața atâtor copii și să predau, că mi-aduc aminte de prima oară când m-am văzut în fața lor, când domnul primar a venit și a luat decizia că să mă ocup de... copii și de ăștia și m-am văzut prima oară în fața lor, mintea mea zic ce le zic, ce fac, unde mă duc, ce le spun. Acum 11 ani, să spunem, da, asta, da, a trecut ceva timp de atunci, da, și chiar dacă, să zic, nu sunteți un dansator profesionist, nu faceți asta ca profesie, da, dumneavoastră sunteți un profesionist al dansului pe de altă parte și faceți asta de o viață, da, pentru că ați dansat din copilăria mică, să spunem așa, iar apoi încă din liceu ați făcut parte din ansamblul Silvana. Da, din deci dansați de o viață și, da, chiar dacă activați în zona economiei, până la urmă sunteți un profesionist al dansului. Da, și mi-a plăcut și pot să spun că dansul este marea mea pasiune și dragoste pe lângă familia mea. Tot timpul, deci dansul pe mine m-a fascinat, mi-a plăcut, chiar mi-am dorit tot timpul și eu am făcut din plăcere. De unde credeți că dragostea asta pentru dans vine?
Eu din copilărie, de la părinții mei mi-a fost insuflat, că mi-aduc aminte cu drag că de mic copil, de mânuță, mă duceau la nuntă, la botez, la balurile tradiționale, prin, că mama mea se retrage din satul Hărțăgani, tatăl din Barbura, și mergeam la hor, în sat, la nedei, și în vremea aceea era un pic rușine să nu știu să joci. Toată lumea știa. Da, bineînțeles, și asta. Și atunci, nu, aveam și verișorii mei cu care... Te-am apropiat de vârstă, diferențe sunt foarte mici între noi și împreună mergeam acasă, mi-aduc aminte și jucam și ne învârteam și făceam și dregeam, măi, zic, să mergem, ne facem de rușine acolo, că le de lumea de noi. Dumneavoastră ați fost un băiat singur la părinți, da? Da. Nu aveați, să zic, frați sau surori cu care să exersați, în schimb, împreună cu verișorii, spuneți? Da, cu care și petreceam vacanțele, că eu foarte mult în vacanță mergeam ori la mătușile mele la Hărțăgani, ori la sora lui mama la Fizeș, unde erau verișorii mei și mi-era drag și de-abia așteptam să vină vacanță să mă duc acolo, că îmi plăceau, erau oamenii, am prins vremurile când oamenii erau foarte buni, și îmi plăcea apropiați. Tot ce se întâmpla în mediul rural atunci, acele vremuri, și mi-e dor sincer de bunătatea acelor oameni. Într-adevăr, lucrurile erau destul de diferite față de ceea ce trăim astăzi. S-au schimbat multe. Avem parte de, nu știu, mai mult confort, fără îndoială, dar poate că s-a pierdut conexiunea aceea umană. Aia tehnologia este. Ne-a cam rupt unul de celălalt, deși, pe de o parte, ne-a apropiat, că, uite, putem vorbi cu oricine de la capătul pământului. În secunda 2 în care îți dorești, ai format un apel și... Părți bune și părți rele. Exact, da. Da, dar partea aia este că nu mai comunicăm oamenii între noi, nu mai există bunătatea aia. Mi-aduc aminte de șezătorile de la țară, cu cât drag, nu, că se prindea postul Crăciunului, că atunci se mai termina munca câmpului. Mi-aduc aminte cu drag că toată se înțângeau acolo femeile la... Războiul de țesut și acolo se colinda, se cânta și era foarte drag și noi copiii de multe ori adormeam în brațele mătușilor noastre că uitam de noi, de plăcerea aia când auzeai tot ce era frumos. Da, se mai făcea și câte o cleacă și uite, de curând am fost în Apuseni, în zona Vidra, așa, și povesteam cu un meșter de acolo care spunea că, uite, cu 30, chiar cu 30 de ani în urmă, nu este cine știe ce la nivel istoric, când cineva își construia o casă, tot satul venea să ajute. Bineînțeles. Fiecare cu ce putea, tâmplarul cu poate lemn și cu sprijin, cu ajutor efectiv la muncă, fiecare la lipit, la dacă era făcută din lut, eu știu, sau și la acoperiș. Mi-aduc aminte seceratul grâul aia mi-a rămas întipărit în inimă și în minte. Când eram la Fiză și acolo și după ce se termina de secerat grâu, făceau cu una și de acolo, din sat, era unul cu taragotă, unul cu saxofonul, fiecare cu instrumentele și veneam așa cu alaiul de la câmp, bucuroși că s-a secerat grâu și ăsta și mătușa pregătea bucatele și invita la masă și după masă se încingea și așa o horă între oameni. Adică era bucuria, spiritul ăla și erau vremuri frumoase. Și a doua zi mergeau la alții și așa se luptau între ei și adevărul e că nu era ta tehnologie. Deci se lucra mai mult manual. Așa este. Da. Da, uite, mă uitam la dumneavoastră că vi s-a luminat fața în timp ce povesteați despre toate lucrurile acestea. Da. Cum vedeți evoluția satului? Că ați avut ocazia să vedeți câteva decenii bune, mersul lor, cursul lor. Cum vedeți evoluția, uite, în timp de 30, 40, 50 de ani, într-o jumătate de secol? Cum simțiți că s-a schimbat satul Hunedorean? S-a schimbat, sincer. S-a schimbat, fiindcă și acolo a intervenit deja tehnologia. Tinerii nu mai au atâta pasiune pentru dansul nostru, pentru ăsta, că de fapt țăranul român și-a dus fie bucurile, fie necazurile prin cântec, prin joc, a știut să-și ducă greutățile vieții și e dureros că tineretul nu mai are tendința și dragul ăla pentru folclorul nostru, că noi ne putem numi un popor bogat. Că fiecare zona țării noastre e frumoasă și are obiceiuri și noi nu putem spune că vai de mine, deci nu există zonă care a României să nu aibă ceva frumos și noi chiar suntem bogați și e păcat că și în afară când mergem la festivaluri și peste tot arătăm o altă imagine a României, adică văd ceva frumos
că nu contează că mergem din Ardeal, că mergem Maramureș, din orice zona țării, avem ce prezenta. Și cântece și obiceiuri și port de o extraordinară diversitate. Da. Și noi, ca români, că le știm și nu tot ne bucurăm de ele. Da, nu poți să-ți iei ochii când vezi și mi-e drag când văd copiii, că mă uit și la cei de ansamblu când îi văd îmbrăcați în costume. Uh-huh. Mi-e drag, deci mă bucur că ăsta și poartă cu drag, totuși. Mă gândesc că dumneavoastră cumva ați reușit să mențineți așa o insulă din ceea ce a fost mai frumos în copilăria dumneavoastră. Da, ați reușit să o păstrați vie cumva. Da. Lumea s-a schimbat, progresul a venit peste noi cu tăvălugul lui și cu bune și cu rele, dar dumneavoastră ați reușit să păstrați exact ce a fost mai frumos acolo și știu dintre copiii dumneavoastră, să zic așa, dintre elevii care vin la dumneavoastră la dansuri, că sunt încântați de asta, le place foarte mult. Probabil contează pentru ei și partea aceasta de socializare, prietenii pe care le leagă acolo. Bineînțeles, și leagă niște prietenii și care dăinuiesc. Că mi-aduc aminte domnul primar Irimie Mihai Gabriel a venit în iarnă și a zis vreau să facem la Șoimuș împreună cu doamna Trif Loredana Consiliera o șezătoare. Zic, aoleu, domnul primar, zic, până acum zic, eu nu am montat, dar zic, e o provocare și provocare bună. Zic, chiar mă bucur și ăsta. Și chiar pe una dintre dansatoarele de la ansamblu, Ioana Jula, cea mai veche, zic, haide să mergem noi într-o cameră și să scriem acolo și să vedem, să compunem un pic, să vedem cum facem și cum realizăm această zonă. Deci trebuie să o reușim și asta. Și într-adevăr a fost o reușită maximă. No, și eu chiar mă bucur ce privește ansamblul nostru că noi suntem foarte sprijiniți. Contează foarte mult, dar eu mă implic într-adevăr ca în formarea tinerilor, dar dacă nu ai un sprijin financiar nu poți să faci nimic, că toate costă, transporturile, deplasarea copiilor peste tot. Și domnul primar Irimie Mihai, el iubește foarte mult folclorul, iubește copiii, deci e mândru cu ansamblu peste tot. Ca să, de fapt, și în 2012, înainte de a fi dânsul primar, prima lui promisiune a fost în campanie că va înființa un ansamblu, zi și făcut. De adevăr, după ce dumnealui a ieșit primar, a făcut ansamblu. Și chiar mă bucur că eu un pic sufeream că în jurul nostru, prin alte comune, erau ansambluri. Și ca fiecare comună poate avea un ansamblu al ei. Da, și zic, mă zic, Șoimușul nu are. Și uite că dumnealui sprijinit și împreună cu consilierii chiar găsim sprijin financiar, că te lovești din orice punct de toate. În afară de susținerea primăriei, reușiți să mai atrage și sponsori, ați avut alături de dumneavoastră de-a lungul anilor, din păcate, și o spun din păcate, nu prea, foarte puțini. Speram să se implice mai mult, că normal folclorul este identitatea noastră, ca nație. Și asta este important să sprijini. Și pe de altă parte, știți, mă gândesc, uite, copiii au ocazia de a face ceva împreună, supravegheați. Da. Până la urmă, ce iese de acolo este minunat, rezultatele dumneavoastră o dovedesc și în loc fie să stea acasă să piardă vremea pe telefon sau să fie tentați de, eu știu ce, că sunt tot felul de tentații în ziua de astăzi. Sunt, tentații sunt foarte mari în ziua de astăzi, dar mă bucur de și vreau să felicit și părinții, că îi încurajează și i-a implicat să vină în cadrul acestui ansamblu și să învețe, să danseze și ăsta, că contează. Deci aici putem spune că suntem o echipă. No, eu să mă ocup de ei, domnul primar și Consiliul Local, sprijin financiar, părinții la fel și ei, că se implică, că no, și pentru ei financiar și că îi încurajează și îi sprijină. Și pentru că spuneați că faceți de 3 ori pe săptămână repetiții, da? Marțea, vinerea cu grupa mare, să zicem așa, cu cei avansați și miercurea cu cei mai mici, cu mugurii Șoimușului, da? Copiii din clasele... Da, deci practic, copii de la 6 ani sunt și de la clasele pregătitoare primare, da, vin și ăsta, un pic... Adevărul că ponderea fetelor e mai mare. Mai multe fete. Fetele sunt un pic mai hărnicuțe, să le zicem. Noi nu că în comune nu ar fi băieți și tineri, dar sunt un pic mai delăsători. Adică n-au un pic de curaj să se implice. Hai mă să mergem, să facem și ăla. Și tot timpul e o suferință așa
cu băieții. Uite, invităm pe băieții din Șoimuș. Haideți, dragilor, la ansamblu. Da, haideți să vedeți asta. Că o să fie frumos. Sigur se vor bucura, pentru că sunt acolo împreună. Și... sunt împreună și s-au legat prietenii frumoase și trainice, durabile. Chiar, poate chiar cuvânt. Care vor dura pe tot parcursul vieții. Bineînțeles, că mă uit cu drag, că chiar eram atât cu domnul primar la majoratul unei dintre dansatoarele noastre în vară și povesteam cu dumnealui că zice, mă uit cu drag, zice, Doamne, ce prietenie s-au legat între ei și zice, ce realizare mare, zice, că asta e cea mai mare realizare, că, într-adevăr, s-au strâns, că a fost o perioadă în care, înainte, mă uitam, din Șoimuș, din Boholt, tinerii de acolo, erau așa un pic și nu era o comunicare. Ei, acum, erau pe grupulețe, da, pe bisericuțe. Da, da, și nu era comunicarea. Ei, acum, de când ăsta, sincer, mi-e drag că... pe unde mergi pe toate astea, vezi că s-au început un pic să se mai dezghețe și să aibă curajul ăla și au început să... Asta, că adevărul e că din fiecare sat, prin cadrul ansamblului au trecut copii și ăsta, au practicat dansul. Și aveți copii în ansamblu din câte sate? Șoimuș, spuneați Boholt? Da, din Fornădie, Chișcădaga, Sulighete, Bejan. Oh, cam din toate satele, cam toate satele. Uh-huh. Așa. Cum vedeți evoluția ansamblului, să zicem, peste, nu știu, peste câțiva ani, 10, 15 ani, de ce nu? Eu zic că evoluția va fi bună în continuare, fiindcă văd că din moment ce vin copilași de 6 ani, 7 ani, 8 ani la ansamblu, și ăla înseamnă că le place și va exista continuitate. Și să dea Dumnezeu că noi, pe domnul primar zice că e fratele nostru mai mare, noi așa zicem în după ore de servici. Noi așa tot timpul copiii și tinerii l-au considerat ca un frate mai mare. Dumnealui să fie în continuare primar și dumneavoastră să aveți putere de muncă, da. Da. Spuneți-ne un pic despre Iași și după aceea poate le vom povesti un pic telespectatorilor și despre faptul că i-ați scos pe copii și din țară și ați fost la niște festivaluri și peste granițe, chiar cel mai recent în Grecia. Dar spuneți-ne un pic la Iași, care a simțit că a fost cea mai mare provocare? Spuneați că au fost peste 25 de ansambluri din toată țara. Da, da. Deci, provocarea acolo la Iași, care vi s-a părut că a fost? A fost provocarea foarte mare. Noi am venit din zona noastră, ne-am pregătit. Și ați fost acolo cu vreo 30 de copii, nu-i da, așa? În da, jur de 30. 30 de copii, da. Am mers și ne-am bucurat pentru invitația de acolo și am răspuns și noi am mers și am muncit. Cât timp v-ați pregătit înainte? Păi noi ne pregătim temeinic, că e un repertoriu, să zic, ansamblu, am 6 dansuri din diverse zone ale țării. Și în funcție de zona în care mergem, acolo prezentăm dansul. No, noi, bineînțeles că fiind Hunedoara, noi am mers cu un brâteș oațegană din zonele noastre. Mie îmi place foarte mult zona pădurenilor la noi. Așa. Dar, din păcate, au costumele lor extraordinare, dar sunt foarte scumpe și nu ne permitem. Noi acest dans îl prezentăm peste hotare și în alte zone ale țării. Nu prea... în concursul ăla, fiindcă nu avem costumația și nu, la notație te descalifică. Dacă adică îți dă notă mică dacă nu ai costum adecvat zonei din care vii. Spuneați 6 dansuri din diferite zone ale țării. Da. În afară de învârtitele și hațăganele noastre, mai dansați dansuri de unde? Din ce zone? Am un colaj din țara Zarandului și Bihor, Năsăud, Oaș, aici, pe de Oaș, mi se mi-a un pic mața, fiindcă eu zona Maramureșului o iubesc foarte mult, că am zis că dacă vreodată aș avea ocazia, sincer, mi-ar fi drag să mă mut acolo. Așa de mult vă place? Foarte mult, îmi place totul acolo, oamenii, costumele și ăsta, tot ce e acolo, sunt oameni minunați. Chiar am avut ocazia și la Iași, am fost cu un ansamblu din Maramureș și îmi place și... a fost un schimb cultural, noi din zona noastră, ei de acolo și câtă pasiune aveau și ei să-și prezinte zona și... Dar a fost iată, o chestie foarte frumoasă. 6 dansuri, cam toate din zona Transilvaniei. Da, da, da. Și la Iași atunci ați prezentat o învârtită și o hațegană. Da, da. Deci problema ar fi costumele acelea, da, într-adevăr, costumele pădurenești au specificul lor, cel puțin pentru fete, foarte bogat, brodate pe mâneci, da, și asta pieptul dori, de asemenea. Da, tot sufletul să pot să reușesc, chiar mi-ar place, fiindcă eu, în vremea când dansam la Silvana,
Regătatul Drăgan Munteanu cânta cu ansamblul nostru, participam la diverse spectacole împreună și asta, și a fost un om deosebit și chiar îmi place zona. Au obiceiuri frumoase și se păstrează. Și nu, la ei e mult mai ușor să... Da, ca o ladă de zestre. Da. Și predau la copii, părinții, bunicii, le dau costumele care sunt zestre, de fapt. Așa este. Generații. Ați dus copii, știu, anul trecut i-ați dus în Turcia, anul ăsta în Grecia și pentru unii dintre ei a fost prima ieșire din țară, nu mai plecaseră niciodată. Da, care a fost reacția lor? Au fost foarte încântați, foarte bucuroși, le-au plăcut. Într-adevăr, merge și în alte țări să vezi și acolo ce obiceiuri sunt, ce oameni, cum trăiesc alții, cum sunt oamenii din zonele acolo, deci a fost o provocare și pentru ei. Noi, într-adevăr, de când am fitat ansamblu, am participat în Cipru, am fost în Turcia de 4 ori. Acolo în Turcia s-a legat o prietenie foarte frumoasă între noi și în Serbia, acum în Grecia. Sunt un fel de vacanțe și pentru copii. Pe lângă ei și asta și până la urmă un fel de răsplată pentru toată munca, pentru munca lor, nu-i așa? Da, că da. Te duci împreună cu prietenii tăi cu care ai dansat toată vara și te-ai pregătit. Da, și acolo merg și, cum să vă zic, că nu este un program foarte încărcat. Deci, de obicei, seara atunci mergem, prezentăm spectacole publicului din zonele unde mergem și ziua un program relaxat. Deci, nu, chiar... La mare, la cred, mare, așa-i? Mergem la shopping, cum zic da. Fetele. Așa. Domnul Bogdan, un pic de shopping. Da. Bun, apropo de fete și că ziceați că sunt mai multe fete decât băieți, câte fete și cam câți băieți sunt, așa, dacă știți păi numeric? Păi să zic că la ora actuală cam 24 de băieți și restul sunt fetele. Da, dar deci... la grupa Mugurișoi Mușului montez cu ei dansul și fac figuri încât să nu folosesc perechile. Adică... Folosesc jene de Sibiu, unde acolo se poate ta din zona Olteniei, din diverse zone în care să pot să-i folosesc pe tot. Adică, mă rog, nu poți să zic că nu, sunt 6 băieți și numai 6 fete. Că... Dar, de exemplu, se întâmplă să aveți nevoie de pereche și atunci, nu știu, să danseze 2 fete, una cu cealaltă, că nu aveți un băiat în plus nu, acolo? Nu, niciodată. Nu. Eu nu sunt de acord cu chestia, adică să îmbraci o fată în băiat. Nu, nu mi se pare. Fiecare lucru. Dacă, deci, să repetiții? Zic, noi avem luar actuală, suntem 11 perechi. Da, să zic, nu vine o pereche, 2, 3, asta este, mă duc cu 8, mă duc cu 9, câte perechi sunt disponibile și pot să deplaseze, că dintre ei mai sunt care sunt și în producție, deja lucrează. Au servici, lucrează, da. Și în funcție de posibilități vin și ei, cum au concediu, cum ne se poate de la servisele de a liber. Nu, că... Da, e o problemă, trebuie să țineți cont de o mulțime de aspecte, nu e atât de simplu și nu se reduce totul doar la dansuri. Bun, 11 perechi spuneați, dar nici în repetiții, de exemplu, nu poate o fată să danseze în locul unui băiat? Adică să faceți perechi... Așa, da, la repetiții mai pun fată cu fată, în sensul că, în special, o fată nouă cu una mai veche, că să obișnuiască și fata nouă să vadă cum trebuie să procedeze și să facă și cum pașii și să-și dea drumul pe performanță. În ceea ce privește programul copiilor, pentru că am tot avut aici în emisiune copii care fac performanțe în diverse domenii, nu știu, fie că a fost în not sau olimpiade sau eu știu, dar toate orele lucrate în plus, în funcție de domeniul îndrăgit de fiecare dintre ei, na, le răpește pe de o parte din timpul liber, care ar fi după ore, și pe de altă parte din timpul care, cumva, pe care ar putea să le aloce temelor. Cum rezolvați problema asta? Că 2 zile pe săptămână, cel puțin, unii dintre copii trebuie să vină la dansuri. Da, deci aici eu am purtat o discuție cu ei și că noi, cum să vă zic, eu comunic foarte mult cu ei, cu cei din grupa mare și le-am explicat, trebuie să gestioneze foarte bine timpul, să profite de sâmbăta, duminica, când sunt zile libere și să-și facă temele și totul se poate. Deci, de altfel, dacă... spuneați că chiar dumneavoastră ați trecut printr-o fază similară când erați în clasa 12-a și era, iată, și final de liceu, bacalaureat, admitere la facultate și în același timp dumneavoastră erați dansator la Silvana. Da.
Deci, iată, se poate, doar că trebuie să te organizezi foarte bine. Da, foarte bine să gestionezi și eu comunic cu ei, că mie așa îmi place și când mergem la... ne deplasăm la diverse festivaluri, concursuri și rămânem peste noapte. Și asta, ne strângem seara la mine în cameră și povestim. Uitați, a fost bine așa, nu a fost bine așa, uite, așa trebuie să procedăm. Deci că comunicăm, le ascult și părerile lor, fiindcă așa trebuie, ca într-o familie. Deci normal că asta este, familia Șoimușeana. Așa este. Că deja plecând de acasă, vii cu cealaltă familie, că este o a doua ta familie. Și atunci noi trebuie să comunicăm, ca într-o familie. Și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Rele care se... Da, și eu sunt mândru de ei, de evoluțiile lor și sunt copii buni și nu mi-au creat probleme, vă spun sincer, Comuna Șoimuș a fost reprezentată cu mândrie peste tot și nu ne-am făcut de râs și nu au creat probleme niciodată. Spuneați că vin copii din mai multe sate, înseamnă că vă întâlniți într-un loc anume, bănuiesc că la Șoimuș, unde vă pregătiți? Unde la Căminul Cultural din Șoimuș, când sunt dependente, mergem și la Căminul Cultural din Bejan. Că și acolo... La Șoimuș sau la Bejan? Da, în principiu la Șoimuș. Și îi aduc de exemplu părinții la repetițiile acestea? Cu mică buzele școlii, fiind copii de pe raza comunei noastre majoritatea, cu mică buzele școlii, domnul primar ne-a sprijinit prin asta că părinții lucrează pe ture. Este foarte serviciu, greu. Da. Nu că nu ar veni sau nu și-ar dori să vină să-i aducă fizic. Copiii, dar sunt care lucrează în ture. Și este foarte greu. Și e păcat ca să copilul își dorește să practice dansul popular și atunci să nu găsească sprijin. Ei, noi am găsit sprijin din nou, din partea domnului primar, din toate punctele de vedere. Altfel ar fi fost o cheltuială plus și pentru părinți, plus timpul și așa mai departe. Așa e luat copilul din fața porții și readus acasă. Da, că, de exemplu, când mai mergem, că mai suntem invitați și la diverse evenimente, nu, la nunți, o trebuie să dăm câte un program, ansamblu. Exact. Da, și părinții se implică și ne înțelegem. 2-3, bun, eu iau de acolo, tu de acolo, ăsta venim, deci este implicare și din partea lor. Dar în timpul săptămânii este foarte greu, că așa este serviciu. Imposibil chiar. Da. Bun. Din momentul în care vine un copilaș la dumneavoastră și n-a dat sa niciodată, nu știe, să zic, nu știu, are 6 anișori, cât durează până când puteți să mergeți cu acel copil, cu acea fetiță, băiețel, într-un spectacol? Cam 3 ani. Cam 3 ani. Da. Chiar acum, în grupa de performanță, am copii de 13-14 ani. Că anul acesta deja a fost schimbul de generație. Că anul trecut a fost o serie care a terminat clasa 12-a și au plecat către facultăți și automat atunci au venit ei din urmă. Dar cam durează 2-3 ani, fiindcă nu este ușor. Și aici ceea ce văd telespectatorii noștri, spectatorii noștri, când în spate sunt sute de ore care sunt mai vechi, chiar mii, putem vorbi de ore de dans, de muncă. Și ne spuneați dumneavoastră că din generațiile, să zicem, mai vechi, un pic din anii trecuți, mai aveți acum 3 dansatori, eu mi-am și notat numele lor, Ioana, Florin și Claudia, dintre cei mai... Iar ne spuneați că una dintre doamne acum este, dar are 27 de ani și este chiar ea mămică, ba chiar a și venit cu bebelușul, nu știu, băiețel, fetiță. Fetiță. Fetiță, a dus-o și pe ea, micuță, în căruciorul. Da, cu... Vai, deci a fost o... senzație minunată. Când am văzut-o, ce... Și mă bucur același timp. Deci, Ioana, pot să spun că a fost o pasiune și este o pasiune pentru ea, dansul. Vine cu soțul sau cum face? Poftiți? Vine cu soțul sau cum face? Sau nu, soțul ea nu conduce, dansează? Vine cu mașina. Nu, dar zic la dansuri. Nu. Este înțelegere, că, de exemplu, nu, și la mine soția nu a practicat niciodată dansul. Deci, dansează când mergem la diverse ocazii, dar nu a făcut performanță. Dar nu s-a pus și găsim înțelegere, că trebuie să existe înțelegere, că noi avem pasiunea asta și trebuie să o facem. Bun, dacă ar fi să-i motivați, să zicem, pe părinții, dar și pe copiii care ne privesc, sunt sigură că va fi văzută emisiunea, da? Da. Și ați încercat să-i convingeți să vină la dansuri, detrimentul altui, altei activități, poate un sport, eu știu. Ce le-a spune? De ce să încerce să vadă cum este, măcar, cel puțin? Și să vadă dacă le place.
pe tot timpul când vin copii la ansamblu, pot să vin, dar cum să nu? Vreau să văd dacă îmi place și dacă cred că o să pot să fac față. Foarte bine. Fiecare copil merită șansa să-și descopere. Poate este un copil talentat și va fi viitor dansator în cadrul ansamblului. Ok, și vin. Domnul Bogdan, am avut cazuri când zice, nu, simt eu că nu pot. Foarte bine, mie îmi pare rău. Asta este, ai fost sincer. Dar merită să-i dai șansa să încerce. Fiindcă e dreptul lor. Talent sau muncă, domnule Bogdan, ce contează cel mai mult? Poate să vină oricine și să învețe să danseze dacă își dă un pic silința și face un pic de efort? Sau, fără talent, dacă ai două picioare stângi, oricât de mult ai strădui, nu vei reuși niciodată să dansezi? Primul și primul rând și prima condiție de bază este să-ți dorești din tot sufletul. Deci dacă dorești tot sufletul, nu contează că ai două picioare stângi, fiindcă vei reuși. Dar totul e să-ți dorești din tot sufletul. Dar există așa ceva? Două picioare stângi? Sau de fapt avem unul drept și unul stâng și atunci adevărul nici măcar e metaforic cum nu? Ați întâlnit și, nu știu, tineri care nu se pricepeau. Da, bineînțeles, și chiar părinții. Și nu aveau nu abilități dat șanse motrice, foarte mari, știu. Că, nu, ei au văzut că nu prea, dar primul lucru l-a întrebat, îți dorești din tot sufletul. Bun, și au ieșit, sunt dansatori. Cred că un lucru care contează foarte mult și pe care îl obțin alături de dumneavoastră copii este și încrederea în sine, că totuși e mare lucru să urci pe o scenă, să susții un spectacol, sunt niște mișcări, trebuie să le ții minte, ai nevoie și de memorie, da. Îți exersezi și memoria și uite, abilitățile acestea motrice, dar și încrederea în sine, că apari în fața câtorva zeci, sute, nu e așa în anumite cazuri, da, spectacolele timpul, mai mari de oameni. Tot timpul le spun la copii, dragii mei, scena aia voastră, zâmbiți, dați înainte. Și dacă trebuie să o rupeți, nu e o problemă, e a voastră, acolo voi comandați. Dați tot ce puteți din voi. Nu e o problemă. Acum știți cum e, că se mai întâmplă mici ezitări, fiindcă e firesc, suntem oameni și depinde și de stări. Că acum și noi oamenii mari, că într-o zi o stare mai bună, într-o zi mai rea, și sunt copii. Alții poate sunt puțin mai emotivi, dar nu au fost ezitări, vai de mine, exagerate sau să niciodată noi nu ne-am putut spune și punem cu mândrie că ne-am făcut de râs undeva. Dacă cineva a făcut o mică greșeluță, să spunem, cum ați reacționat? Ce le spuneți copiilor? Și nu, mai ales că o conștientizează și poate să necăjesc uneori. Nu cu ceartă. Nu. Am încercat să-l înțeleg. Și eu tot timpul asta, prin comunicarea cu ei, am spus, zic că, mă, dragilor, și tu ești om. Și ai avut poate și tu o stare asta. Nu te descuraja, mergi înainte. Asta este. Se întâmplă. Că și la servici poți să greșești și în orice domeniu. Sigur. Sunt greșelile printre oameni. Nu ai ce să spui. Asta este. Dar nu trebuie certat și nu trebuie criticat. Discutat, uite acolo, da, știu, ezitarea, ok. Asta nu este o problemă că să-ți o pui la punct, fiindcă tu o știi. Dar v-am zis, depinde și de stare, că asta este, Dumnezeule, suntem oameni. Deci mergeți pe înțelegere, pe toleranță, oarecum pe o oarecare blândețe, aș spune? Da, acum v-am zis că mai sunt momente când ne mai și certăm, adică ne certăm mai contradictoriu, că nu poți, că nu este mai lapte și miere. Că nu ai cum, că e sărăcuții, nu, mai... Sunt în formare, sunt copii. În formare, mai distracție, mai le stă mintea la joacă, la zbenguială, mai uită că ei totuși dansează și repetă și ăsta, dar ei știu că îi iubesc tot sufletul. Cu care simțiți că este mai dificil să lucrați? Cu cei mici care sunt abia la început și încercați să-i formați și să le formați și o anumită disciplină? Sau cu cei mari care deja cam știu ce au de făcut, doar că ștacheta e foarte ridicată și se lucrează la nivel de performanță? Păi, clar că cu cei mari tot timpul este un pic mai greu, fiindcă noi, an de an, încercăm să venim cu dans nou, să venim cu ceva să placă publicului, că trebuie... Nu, să te menții pe o linie, trebuie să vii cu noutăți, să vii să publicul să vadă că, într-adevăr, noi perseverăm și înaintăm și ne place ceea ce facem. Ce place publicului cel mai mult, apropo de ce a spus?
Care sunt dansurile? E un anumit specific în ceea ce privește dansurile? Nu. Ce iubesc? Toate. Dansuri mai ritmate, mai mai ritmate și energice. Cu bătăi pe cizmă, cum da? La noi, la Ardelen, cum se zice, bătăile pe cizmă și astea le preferate, dar le place și zona Oașului, care acolo și acolo stropotitele și bătutele alea și costumele. Deci nu pot să zic și Năsăudu, iar i-a încântat că sunt costumele frumoase. Deci pălăriile acelea cu pene, dar ați reușit să aveți pentru copii așa doar ceva? Doar pălăriile din fără pene, făcut cu mărgele. Cu pene de păun, cred că sunt așa, da, de păun, da. E, în viitor, poate o să aveți, de ce nu? Nu, dar tot din zona lor, că știți cum e, fiecare zonă așa e, diferă. Și la doamna care am comandat acolo, ne-a făcut cu mărgele pe margine, boldura, deci chiar sunt frumoase. Și vestele lor cu ciucurii și cănacii jos la picioare și nu avem ce zic, că sunt superbe. Da, povesteam înainte să intrăm în emisiune că dumneavoastră aveți 63 de copii într-un fel, dar nu aveți copii dumneavoastră, dar iată că v-a binecuvântat Dumnezeu pe altă parte, cu mulți copii. Așa, și ce frumos că faceți toate lucrurile acestea și, uite, da, și mențineți cumva tradițiile, exact partea aceasta frumoasă, cea mai frumoasă din ce a însemnat satul Hunedoara în Câmpacă, și atunci era o viață grea. Am mai avut ocazia să povestesc cu persoane vârstnice, țărani, de ce să nu le spunem așa, din satele noastre, care spuneau că viața odinioară era foarte grea, dar acestea sunt aspectele frumoase ale vieții, nu? Exact cum spunea și noastră, se întâlneau la acele baluri duminicale, toată lumea era bucuroasă, lăsa în urmă săptămâna cu lipsurile ei și așa mai departe. Uita de oboseală și era o bucurie, se distrau, se bucurau, o împărtășire comună. Știau să se bucure. Sincer, vedeai oamenii când se întâlneau, o bucurie, era fețe deschise la ei și, Doamne, cu cât drag se încingeau horile și jocuri și, te vă spun, era de vis. Nu. Cum să facem? Ce ziceți? Cum să facem să regăsim bucuria asta de odinioară și împărtășirea și colaborarea și... În primul rând trebuie să devenim mai buni, să lăsăm răutățile deoparte și să dăm drumul la bunătatea din sufletul nostru să iasă. Și atunci lucrurile vor merge bine. Ce credeți că ne-a schimbat în ultimii ani? Ce simțiți că ne-a schimbat? Invidia foarte mare. Bana și dorința bani, poate, dat pe lucrurile materiale. Și uităm să ne mai bucurăm și de altele. Că avem frumos în jurul, v-am zis. Noi românii avem tot ce ne dorim, suntem bogați. Și ne putem bucura să mai mergem la baluri, să mai ne și distrăm, numai să chiar ca roboții. Muncă și... Lumea înainte era mai simplă, se mulțumea cu lucrurile mai simple. Acum au evoluat lucrurile. Și apropo de greutățile vieții, pun întotdeauna întrebarea asta invitațiilor noștri și mereu le spun că nu facem asta ca să le scotocim în viață sau să le călcăm cu bocancii, dureri din trecut, dar întreb pentru că fiecare dintre cei care ajung pe acel scaun sunteți cumva o lecție de viață, un model pentru noi. Da. Și atunci am să vă întreb și pe dumneavoastră dacă e să vă uitați cu sinceritate în urmă. Care a fost cel mai dificil moment din viața dumneavoastră și cum l-ați depășit? Cel mai dificil moment din viața mea? Dacă este unul care poate... Nu pot să spun că... Deci, cum să zic, greutăți avem fiecare. Asta este, dar le ducem cu fruntea sus și împreună cu familia le treci toate. Momentul greu a vieții la mine a fost că am suferit, eu nu mi-am cunoscut bunici. A fost un moment foarte greu. Chiar numai pe mamei mele, pe bunica, e singura care am prins-o în viață. Dar mătușile mi-au ocupat locul în inimă și m-au uitat să trec peste această durere. Hărțăganiul copilăriei dumneavoastră, unde mergeați frecvent, cum erau ulicioarele satului, cum erau la momentul respectiv și cum este acum satul în comparație? Da, chiar sâmbătă trecută am fost cu ansamblu la o nuntă la Hărțăgani, am fost invitat, am mers cu alaiul, deci o nuntă tradițională. Cu alai. Ce înseamnă alaiul ăsta? Spune-ți-le celor care nu știu. Deci se merge la mireasă. Da? Și acolo, bineînțeles, că cu strigături, cu jocuri. Și mergem împreună la cununie, merge cu lumea pe jos, bucată de drum. De acasă până la biserică, probabil, nu? Da, deci
până la biserică, cu Nia a fost la Băița. Deci am mers, să zic, circa un kilometru pe jos. După aceea nu, am și ne-am dus la, cu Nia la Băiță, dar am văzut lumea că s-a bucurat. Cânta muzica, jucau în drum, chiar cum erau pe vremuri și a fost așa niște momente unice și atâta le-a plăcut și la copii și au fost de încântați că au văzut și au luat și ei parte la, la aceste manifestări. Apropo de faptul că, uite, de multe ori mirele, mireasa, nuntă, da, în fine, la aceste nunți, am văzut că se caută foarte mult grupuri din acestea de dansatori care să ofere un moment, un mic spectacol acolo. Da. Credeți că până la urmă este, se simte cumva așa un reviriment, un interes pentru tradiții și faptul că, uite, cum spuneam și noastră, participați la asemenea evenimente, este până la urmă certificatul, certitudinea că avem tendința, că avem intenția să ne întoarcem spre tradiții și spre ce era valoros cândva, chiar dacă pe unele dintre ele le-am pierdut, chiar dacă unele costume vechi le-am aruncat, că am zis că, păi, asta e o vechitură, țipă pe apă, țipă pe râpă. Da. 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 Ce ziceți? Mai avem până la urmă o șansă? Eu zic că da. Știți că mă gândesc că, na, vă caută lumea să fiți prezenți, uite, într-un moment, da, da, anunți, un moment important al vieții. Pot să spun cu mândrie că în comuna Șemuș, că adevărul că de la primar pleacă fiind totul, fiind idilul comunității și, da, deci foarte mult se implică pe partea asta de folclor, adică să reînvie tradițiile. Deci au făcut șezători prin anumite sate de Crăciun, din toate satele așteaptă la primărie colindătorii, că sunt și la noi obicei. Din păcate, tinerii erau pe punctul să cam piardă, dar dumnealui i-a încurajat și i-a sprijinit și chiar ne-am bucurat. Și în fiecare an, aștept la primărie, vin dubașii, vin stelarii, Viflaimul cu Irodul, deci chiar moment unic, e foarte frumos. Organizează evenimente culturale și noi cu ansamblu participăm, v-am spus, și la biserică, intonăm pricesnele, adică cântecele religioase, deci am învățat copiii și... Practic aveți și un mic cor bisericesc, cu alte cuvinte, nu? Adică copiii ansamblului învață și cântece religioase, pe lângă cântece, că noi mugurași... Tot dumneavoastră vă ocupați de asta? Cu sprijinul am o solistă acum care este la liceu de arte și care ne sprijină foarte mult și am doi băieți care vin cu instrumentele și îi pregătim, fiindcă trebuie să formez un pic și urechea muzicală la copil. Și atunci și cântăm. Este de lucru, aveți de lucru, da, foarte mult. Da. Și mă gândeam că, fără îndoială, aveți calitățile unui bun coregraf, dar aș vrea să vă întreb că acum și dumneavoastră ați fost dansator la rândul dumneavoastră, ne apropiem de final, cred că două întrebări, dacă mai avem timp de două întrebări, da, vreo două minute mai avem la dispoziție, ne anunță colegii. Și asta spuneam, aveți calitățile unui bun coregraf, pentru că rezultatele dumneavoastră o dovedesc, uite, doar acest trofeu al festivalului de la Iași este extraordinar, cel mai mare premiu pe care puteți, da, să-l obțineți, de fapt. Așa? Dar aș vrea să vă întreb, pentru că și dumneavoastră ați fost învățăcel cu câteva zeci de ani în urmă, care credeți că sunt calitățile unui profesor bun, ale unui dascăl bun, indiferent de domeniul în care activează? Cum să fie el? În primul rând, trebuie să comunici foarte mult. Deci eu sunt de principiul comunicării cu copiii. Și să încerci să îi atragi, să le placă ceea ce fac, să se simtă importanți. Și într-adevăr sunt importanți, că e momentul când nu acolo pe scenă, sau cum să zicem un termen mai de la țară, pe bină, cum ziceau vârstnicii, sunt importanți. Și eu le explic tot timpul. Zic, dragii mei, ce e mai frumos când urcați voi pe scenă acolo și lumea se uită la voi? Zic, nu vi se luminează fața așa și simți o bucurie în suflet? Zice, ba da. Ei, vedeți că merită munca voastră. Da, au avut ocazia telespectatorii să vadă și fotografii din spectacolele dumneavoastră și ca să încheiem ultima întrebare și să încheiem cumva așa optimist și frumos, cum de altfel dumneavoastră vă desfășurați activitatea permanent, am să vă întreb unde să găsim, pentru că vorbeam și de greutățile inerente vieții, obstacole, mici obstacole care apar, mai mici sau mai mari, situații de criză uneori, pe care trebuie să le depășim, dar unde să găsim atunci bucuria asta
permanent necesară în fiecare zi a vieții noastre, pentru a merge la încă o repetiție, pentru a o lua și a doua zi de la capăt, pentru a fi cumva o lumină pentru cei din trebuie jur. Trebuie să căutăm un pic aici în suflet și să scoatem frumosul din noi și să vedem lucrurile, să vedem lucrurile frumoase din jurul nostru, să ne bucurăm de toate. Și aș vrea spre final să mulțumesc din suflet Primăriei Comunei Șemuș, domnule primar Irimie Mihai Gabriel, pentru sprijin, Consiliul Local. Vreau să mulțumesc colegilor mei, că noi funcționăm în cazul unei asociații, Ciprian Deacon, președintele, Gavrila Lisa, vicepreședintele, Adriana Dehelian, secretara contabilului Pantea Cosmin și tuturor celor care ne sprijină. Și domn primar, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă simțim aproape, mereu. Vă mulțumim și noi pentru participare și de ce nu vă mai așteptăm, pentru că acum așteptăm și alte rezultate din eventuale viitoare concursuri. Da, la și care... dacă se pot să vin cu măcar unul, doi dansatori, ar fi minunat. Să îmbrăcăm în costume și să îi pune și pe la interviu. Că eu le-am spus, zic, mă duc acum la interviu, zic, vedeți ce faceți voi mie. Și se zâmbeau foarte... Da, sigur, vă lansăm de pe acum o invitație. Mulțumim astăzi pentru participare. Și eu vă mulțumesc și de ce pentru nu, invitația. Vă așteptăm la o dată viitoare și cu cel puțin unul dintre dansatori. Cu drag. Mulțumim. Vă mulțumim.